Îngrozit caldul de primăvară, Darius se plimba prin parcul Tăbăcăliei. Acesta ținea în mână un pahar de suc pe care tocmai ce-l terminase. Ignorând total coșul de gunoi, Darius a decis să-l arunce în lac. De câteva minute, ajunge în parc și Luca, un băiețel care are puterea de a înțelege graiul naturii. Acesta observă o lebădă pe lac, întrebând-o duios. Hei, de ce ești tristă? Of, băiete, uită-te la mine, sunt înconjurată de gunoi. Hei, copacilor, ce s-a întâmplat? Păreți triști. Of, băiete, uită-te la noi și la rădăcinile noastre. Ne sufocăm! Trist și îngândurat, Luca pleacă din parc, promițând naturii că îi va veni în ajutor următoarea zi. Și acum a promis, Luca s-a întors a doua zi și a început să le atragă atenția celor din parc care aruncă deșeuri pe jos. Aruncă la coș! Aruncă la coș! Chiar atunci, sosește în parc și Darius, cu meniul său fast food în mână. Se întorsese de la mall, mâncase pachetul pe o băncuță în parc și era gata să arunce deșeurile pe jos. Luca-l vede și ia atitudine. Hei, nu arunca resturile pe jos. Aruncă-le la coș, este chiar acolo. E nepoliticos să arunci pe jos. Privește lebedele și copacii. Vor muri curând dacă vom continua să le poluăm mediul de viață. Așa, și ce-mi pasă mie? Dar nu facem rău doar naturii. Ne punem chiar nouă sănătatea în pericol. Nu vrei să te plimbi într-un parc curat, lipsit de gunoaie? Ba, da. Păi atunci aruncă la coș. În acel moment, Darius înțelesese cât de important este, atât pentru natură cât și pentru sănătatea noastră, să aruncăm deșeurile la coș. Se hotărâ să îi se alăture lui Luca, pentru a influența cât mai multă lume să păstreze parcul de băgărie curat. Aruncă la coș! Aruncă la coș!